tânăr, ambițios și plin de optimism. Astfel poate fi caracterizat noul președinte al organizației PSD Izvorul Bârzii. Cristian Hârșovu a fost ales zilele trecute cu unanimitate de voturi în funcția de președinte al acestei formațiuni politice. Prezent la eveniment, președintele PSD Mehe Dinți, Adrian Duicu, le-a mulțumit celor din sală pentru votul primit la alegerile din vara anului trecut. Fiecare care sunteți astăzi în sală aici, aveți o speranță în Partidul Social Democrat. Continuați să aveți speranța noi pentru că va trebui și suntem obligați să facem lucruri bune pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ne-ați adus pe noi la putere. USL-ul a venit la putere pe un val politic și pe un val emoțional, cum n-a mai fost de foarte mult timp în România. Indiferent cât a fost de puternic domnul Balic aici în comună, lumea și munca dumneavoastră și echipa de organizare și echipa politică de aici a făcut ca toți oamenii să iasă la vot, iar domnul Daia a câștigat alegerile aici, domnul Șerban Nicolae, senator, a câștigat alegerile în zona dumneavoastră. Asta se datorează muncii dumneavoastră. Eu vă felicit și ăsta este motivul pentru care astăzi mă aflu aici. A urmat apoi momentul în care au fost citite de pe listă numele celor care au fost propuși pentru a forma noua structură a organizației PSD Izvorul Bârzii. Vicepreședinți Crețescu Lorin, Chierciu Constantin, Gheorghicianu Mihăiță, Dan Alexandru, Trandafir Monica, Sfetcu Virginia, Boboceanu Ion. La fel ca și în celelalte cazuri, Cristian Sorin Hârșovu a fost ales cu unanimitate de voturi în funcția de președinte al organizației PSD Izvorul Bârzii. Suntem o echipă, suntem o forță și sunt sigur că vom câștiga mereu. Sunt foarte emoționat pentru că nu am mai făcut politică până în momentul de față. Nu mă așteptam să obțin această funcție și îmi doresc ca pe viitor să formăm o organizație puternică pentru a putea câștiga toate alegerile locale, parlamentare, prezidențiale, pentru că numai așa putem avea sprijinul deplin al președintelui Consiliului Județean, domnul Adrian Dicu, pentru că avem nevoie de acest lucru, pentru că în comuna Izvorul Bârzii sunt foarte multe lucruri de făcut. Pe lângă sprijinul total al președintelui PSD Mehe Dinți, Adrian Duicu, tânăra conducere a organizației de la Izvorul Bârzii se bucură și de susținerea politicienilor mehedințeni care ne reprezintă la București. Să facem în județul Mehe Dinți peste tot și vom face organizații ale Partidului Social Democrat care va asigura succesul pentru 2016. Iată că astăzi s-a concretizat un eveniment politic excepțional pentru Izvorul Bârzii, când o sală plină, cu tineri foarte mulți, s-au adunat pentru a crea o structură de partid extrem de importantă pentru viața politică, viața socială din această zonă, unde tinerii au îndrăznit să se apuce de politică și să se așeze la masa construcției pentru viitorul lor. Un mesaj de încurajare pentru noul președinte ales a avut și un alt politician tânăr. Este vorba despre primarul comunei Șimian. Mi-am reamintit cu 2 ani în urmă, când am fost în aceeași postură în care este și el astăzi, adică am fost ales președinte al organizației Șimian. Sfaturi, aceleași emoții le aveam și eu atunci. E un lucru bun că tinerii se implică în politică. Președintele PSD Mehe Dinți, Adrian Duicu, le-a transmis tuturor tinerilor din sală un mesaj de încurajare și de susținere totală din partea filialei județene a Partidului Social Democrat.